Două rachete rusești au trecut la joasă altitudine deasupra satului rusen din raionul Ungheni, în Republica Moldova. În această dimineață chiar locuitorii au fost cei care au raportat prezența rachetelor. Unul dintre localnici a făcut publice și imagini înregistrate de camera de supraveghere a curții sale, în care se poate auzi sunetul rachetelor care zboară rapid deasupra localității. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că incidentul a avut loc în contextul atacului aerian masiv lansat de armata rusă asupra Ucrainei. Ministrul de Externe al Republicii Moldova a declarat că țara sa condamnă ferm încălcarea spațiului aerian care vizează, de fapt, infrastructura critică a Ucrainei.